Salut, bine ați venit la un nou podcast. În acest episod îl am pe Andrei Lupu, fotograf profesionist în zona de evenimente, comercial, fashion, boudoir. Bine ai venit, Andrei, îmi pare bine. Pare bine și mie. Salut, Andrei. Cum ți-ai început cariera de fotograf? Cariera de fotograf a fost... Inițial nu era intenția să încep o carieră de fotograf, era doar o pasiune. Eram jurnalist, făceam fotografii tot timpul pentru articole de presă și aveam un săpun, un aparat. O cameră mică, compactă, săpunier. Din ăla mic, încăpeam buzunar fără probleme și cu ăla fotografiam și fetele, colegele pe la facultate, fotografiam tot ce găseam. Pe câmp, peste tot. Și prin 2013, mi-aduc aminte, am zis, hai mă să-mi iau și un DSLR. Să vedem ce-o fi, poate... Na, poate că îmi deschide orizonturi noi. Să iau un DSLR, mi-am luat un APS-C, un Nikon D7000 direct, de 7000 prin 2013. Era bun, vezi că era APS-C în zona spre vârf. Adică... Da, era spre vârf, pe care l-am ținut și câțiva ani bun. Ok, și după ce am luat acel aparat, am avut surpriza să văd că, bă, iese ceva mișto. O să fie frumos cu aparatul ăsta. Am început noi proiecte, am continuat să fotografiez și cunoștințe în primă fază, pe soția mea, tot ce găseam de fotografiat, fotografiam. Așa am și învățat. Mergeam cu aparatul cu trepied, mă duceam la un pod și încercam HDR-uri. Și se uitau la mine colegii de breazlă, bă, ce mă, pozez un pod, ești nebun. Nu înțelegeau ce fac eu să înțeleg diafragma, voia să înțeleg punerea multiplă. Erau lucruri pe care le găseam prin carte și nu știam cu ce se mănâncă. Și trebuia să trec prin toate astea ca să văd ce ori fi toate astea, da. Ce tot zic ăștia pe aici. Cel mai bine înveți în practică când te lovești de lucrurile acelea. Da, nu poți să înveți fotografia, nu este un domeniu pe care să-l înveți la calculator și atât. Dacă nu e aparatul să mergi pe teren, nu poți să faci fotografie. Da, așa e. Plus că prima dată la nivelul 1 e să înțelegi noțiunile și după aia să le și aplici creativ. Aia e cu tot o altă discuție. Da, păi inițial credeam că eu știu să fac fotografii. Ce? Pui un aparat la ochi și faci o fotografie. Ce poate să însemne mai mult? Păi după ce am înțeles ce presupune fotografia, compoziția, regulile de compoziție, setările, combinația de setări, corelarea dintre ISO, diafragmă și expunere, îmi dădeam seama pe cât studiam mai mult, cât de puține știam. Și știam foarte puține. Și tot timpul în fotografie nu poți să zici gata, eu știu tot. Nu, eu gata, am învățat, eu sunt șmecher, nu mai trebuie să studiez deloc. Nu, mâine apare o nouă tehnică de retouch pe care trebuie să o știi. Apare o nouă funcție a aparatului, acum nu mai zic de AI. Da, că poți să generezi orice. Da. Am testat chiar și eu chestia asta și foarte, foarte interesant. Am încercat, nu mi-a ieșit ce trebuie, mi-a ieșit niște chestii ciudate și am zis, what? Nu e bine, mi-a ieșit niște mâini în cap, picioare în plus, nu ieșea, era o chestie... AI-ul ăsta încă nu e perfect, adică și tehnologiile astea sunt... Da, bine, consider că se depărtează AI-ul de fotografie și nu prea mai înseamnă. Mai mult o despre grafică. Spre grafică și atâta din cât nu judești tu 100% tot ceea ce se întâmplă acolo și judecă un calculator, nu cred că este... poate poți să te lauzi cu ceva generat de un calculator. Nu, dar te poți... Nu prea ți-ai lăsat tu amprenta ta. Da, ca să zic poți așa. Poți să vii cu ceva când ai venit cu... Când am făcut prima dată și mi-a ieșit Fibonacci. Am fost foarte mândru, dar a fost o regulă de compoziție pe care singur am studiat-o și am tot căutat-o până să găsesc acea cochilie de melc să se încadreze perfect. Acum, dacă îi spun unui calculator să-mi genereze un Fibonacci, nu pot să mă consider mândru că mi-a făcut un calculator job-ul. Că nu. Da, așa este. Scopul fotografiei. Cât de grea a fost tranziția asta? Practic de la a fi angajat la a fi fotograf freelancer. O perioadă am mers cu ambele. Am mers și cu jurnalismul, am mers și cu fotografia. La un moment dat, când am început să câștig și bani din fotografie, a trebuit să aleg. Pentru că timpul, ca fotograf, tuturor le spun, nu poți să faci fotografie de eveniment și fotografie din toate domeniile, din toate categoriile comerciale, dacă mai ai și un job care ți ocupă 10 ore pe zi. Da. Sub nicio formă. Că nu ai timpul necesar. Fotografia înseamnă mult studiu, înseamnă dedicare fotografia. Și dacă nu te dedici, poți să faci fotografie, dar nu la un nivel de performanță. Poți. Ideea e că din exterior oamenii cel puțin văd că lucrurile sunt simple și ușoare. Dar de fapt, odată ce ajungi să faci chestia asta, de fapt e foarte greu dacă vrei să faci performanță. Cred că adică necesită o combinație de lucruri. Cred că în fiecare domeniu, performanța este atunci când depășești acel hop la care toți se opresc. La un moment dat mai dificil, devine, poate studiezi până la 5 dimineața,
poate trebuie să citești foarte multe cărți de fotografie, poate trebuie, nu mai zic, să vezi tutoriale în limba engleză. Da, consider că dacă nu știi limba engleză, ai un mare handicap în a studia, în a învăța fotografie. Așa e, că majoritatea informațiilor sunt în limba engleză. Da, sunt și la noi pe piață informații, unele bune, dar prea puține, deci clar sunt incomplete. Nu, clar, la nivel global ai nevoie de... Da, eu mi-aș fi dorit să știu și rusă, pentru că fotografii ucraineni și fotografii ruși sunt foarte buni pe ceea ce fac, eu îi admir, întotdeauna i-am admirat, au un stil în care mă regăsesc și simțeam că faptul că eu nu știu limba lor, eu nu pot să înțeleg cum reușesc să ajungă la acea performanță pe care nu o găseam la fotografii francezi, de exemplu, la nemți. Nemții sunt, nu au nicio treabă cu fotografia nemților cu cea a ucrainenilor. Și, de exemplu, fotografia nemților este mai rigidă sau cum? Da, este mai rece, este mai... Diafragmele sunt mai închise, sunt mai wide, din ce am văzut. Nu sunt atât de curate fotografiile, nu sunt atât de calde. Mi se pare că nu exprimă ceea ce exprimă, ce fac ucrainenii. Am prieteni ucraineni, am și prieteni ruși fotografi cu care am vorbit și care sunt foarte determinați în ceea ce fac și e ceva care se regăsește la toți. Este acel ceva pe care nu-l vezi la un fotograf și celălalt nu-l are. Școala de fotografie rusă și școala de fotografie ucraineană au multe lucruri în comun. Și în România se merge iar pe ceva mai degrabă spre fotografia nemțească. Se merge pe contraste foarte tari, se merge pe piele abrazivă, se merge pe wide mult și în fotografia de fashion. Eu lucrez, mie îmi place foarte mult să fac fotografii cu modele. Nu pot să fac numai fotografii wide cu modele, adică faci, dar vreau să aibă toate modelele picioroange, adică e ok să faci câteva fotografii, dar altceva înseamnă portretul, altceva înseamnă, dacă faci un portret wide, nu mă regăsesc eu. Da. Poate altora le iese, dar mie nu. Da, acum fiecare cu stilul lui. Care da, eu acolo mă regăsesc în categoria asta de fotografie comercială rusească și ucraineană. Și îi apreciez foarte mult. Asta e foarte bine, că practic ai experimentat și ai văzut ce ți se potrivește mai bine. Da, am comunicat, mi-am făcut cont pe V-Contact, am vorbit cu fotografii ruși și ucraineni, am stat foarte mult, am analizat fotografii, poate am stat, nu știu, o jumătate de oră să mă uit la fotografie și sunt, înțeleg, mă, cum dracu au făcut ăștia? Ce fac ei fotografii, ce le fac ei fotografiilor ăstora? De arată, poți să arate așa, poți să aibă și contrast, și softness în același timp și să fie atât de curate și totuși și calde și compozițional totul. Deci nu am ce să zic, nu cred că există fotografi mai buni decât din astea două țări. Asta oricum e chiar de admirat că ai avut atâta răbdare și dedicare. Ca să înveți de la alții, știi, să și exersezi tu. Eu nu poți să înveți numai de la tine. Da. Nu, e doar din tutoriale să te uiți și să vezi cum s-ar face. Nu e suficient, pentru că trebuie să te regăsești, să-ți găsești un loc, o identitate în fotografie. Trebuie să știi, băi, eu vreau să fac, nu știu, numai hide și să... pe câmp, să mă duc cu modelele pe câmp și să mi-apară câmp mult și model puțin. Nu, fotografia trebuie să te regăsești în ea, că altfel nu ți iese. Poate că eu dacă aș încerca să fac fotografie wide pe câmpuri cu modelele, mie nu mi-ar ieși, dar altul care este pasionat în direcția asta, sunt convins că poate face ceva superb acolo, dar dacă nu mă regăsesc, nu. Așa e. Oricum am văzut că una dintre cele mai dificile chestii din domeniu este, nu știu, când te uiți la o fotografie să știi, uite, că fotografia asta a fost făcută fix de un anume fotograf. Da. Asta... Atunci chiar e un nivel... Am avut surpriza să-mi spună mulți cunoscuți, băi, am văzut o poză, tu ai făcut-o, nu? Și, da, eu nu sunt cu poză, fotografie, nu. Pozele și fotografiile sunt sinonime pentru mine. Da. Am văzut o poză și asta e făcută de tine, nu? Că uite, am recunoscut... Și mi s-a părut foarte tare. Da, e făcută de mine și, bine, probabil ei nu știau și fotografii ruși sau ceea ce mă inspiră pe mine sau ucraineni, dar mi-a plăcut. Da, tot e foarte bine că ai fost remarcat. Da, adică... m-a identificat după stil. Asta este ceva care m-a încântat să aud. Da. Ce provocări ai întâmpinat până acum? Provocări? Păi provocări sunt peste tot. Provocări sunt tot timpul. Mi-aduc aminte, uite, o provocare foarte tare. În primul, că tot am început cronologic. În prima săptămână când mi-am luat aparatul, prin 2013,
Tu zici de Nikonul acela, nu? Da, de Nikon 7000. De 7000, uh-huh. Cu, fără blitz. Avea doar blitzul ăla de pe el. Ăla care l-a integrat. Da, că nu știam că am nevoie și de blitz sau ceva. Așa, și cu un 18105, o lentilă de kit, uh-huh. În prima săptămână, la vreo 4 zile sau 5 zile de când mi-am luat aparatul, a trebuit să merg la Dana Rogoz acasă și să fac fotografii la un eveniment privat la care erau Andreea Esca, multe vedete din Zuluț. Lumea mondenă. Da, erau, da, foarte, din, de la Pro, în general, uh-huh. De la Trustul Pro. Și eu am fost cu aparatul ăla să fac fotografii cu el și pur și simplu mă uitam la aparatul, că eu în 4 zile sau cât am avut la dispoziție, nu am avut timp să învăț să lucrez cu el în manual. Eu cu săpunul, cu aparatul mergea compact, pe auto, bănuiesc. Ăla nu avea manual, ah, era okay, doar auto. Știu că dacă era seară când făceam cu compactul, mi-eșea zăpadă. Mi-eșea o ISO ăla. Ah, ok, îți făcea supraexpunere. Nu supraexpunere, îmi băga artefacte în fotografie, de parcă ningea și era vară. Deci nu eram... Ah, ok, era de că nu ducea ISO. Nu ducea ISO, din cauza ISO. Avea un senzor probabil foarte mic și nu ducea ISO. Și a trebuit să mă duc la evenimentul ăla și mi-aduc aminte, cred că 3000 de fotografii am făcut, cred că și de frică am făcut fotografii că poate nu-mi ies. Îți dai seama că era o presiune și pe tine, adică că era o presiune, da, mare, mi se părea că nu-mi ies. Compoziționalul, nu mai zic, le tăiam capetele, le tăiam mâinile, le tăiam tot ce găseam de tăiat, eu tăiam. Pentru că nu aveam mâna formată pe zoom, nu aveam, îmi distrăgea atenția o altă setare și omiteam alta, mișeau ba negri, ba cu ochii roșii, ba albi, ba arși, ba toate felurile, dar... Da, dar totuși te-ai străduit și ai tras mai mult, da, dar la final, după selecție, ai rămas cu ceva bun. Am scos și chiar atunci mi-aduc aminte, am încercat să fac inclusiv retouch. Îți dai seama, la o săptămână de când ai un aparat să te apuci să faci retouch, mi-aduc aminte că la Laura Costăi am lucrat la niște fotografii, am încercat să-i avea un fundal, un background care nu-mi plăcea mie și am încercat să decupez, să-i modific cumva background-ul, ceea ce acum la Photoshop se face cu un click. Da, da. Atunci nu se făcea, în 2013, nu se făcea cu un click și a fost o experiență, o provocare și am trecut cu bine peste ea, am scos fotografii, mi-aduc aminte doar atât că a venit Laura Cosoi la mine și mi-a zis, cred că mai plâns niște postaze, zi-mi unde le postezi. Zimindă le pui. Se gândea că sunt pentru vreo revistă ceva. Da. Și am zis, nu le pun, stai liniștită, nu le pun. Eu am tras, nu i-am zis că am tras de frică, dar am zis, am tras ca să am să de unde alege. Acolo, să am fie... de unde alege. Eu nu i-am spus că am aparatul de câteva zile, că nu m-a ajutat prea mult. Da. Știi, cine se scuză, se acuză, da, pe modul ăsta. Și cred că dacă iau acum o fotografie dintre acelea, pot să fac, pot să-i fac ceva să arate la fotografie, chiar dacă... Cred că am făcut în modul P o parte din ele în nici program. Nici mai știu, modul P te lasă să controlezi doar ISO, din ce mi-aduc eu aminte. Da, dar totuși e un mod semi-automat. Da, îți permite, da, să mai gândește și el și în locul tău, pentru că în modul manual, nu, sigur, dădeam expunerea și mișeau mișcați. Da, în modul manual e mai dificil, că trebuie să înțelegi fiecare. Da, dar de atunci, la 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună maxim, eu din momentul ăla, la o lună de când mi-am luat aparat, eu nu mai manual trag. Eu nu există, eu nici nu am, eu nici nu-mi dau seama că aparatul are alte butoane, că are alte valori. Înseamnă că ești foarte rapid și, de exemplu, să schimbi setările, nu știu. Dacă ești în interior și te-ai dus afară, imediat, ți-a cuvat că ai făcut... Da, se schimbă, le schimbă mecanic, nici nu văd pe unde merg mâinile, dacă mă întreb, nu prea... Știu pe unde am umblat, dar am umblat în secundă. Păi, deja când faci asta foarte mult și de foarte des, deja știi mecanic unde e fiecare buton și ce face. A fost și știi exact cum să ajustezi. Da, a fost un șoc atunci când am trecut de la Nikon la Canon. Când am schimbat firma, toate butoanele erau pe dos, inclusiv zoom-ul de la obiectiv era invers. Și a fost un șoc pentru că nu mai nimeream, nu mai știam pe unde. Eu aveam un mecanism făcut și a trebuit să schimb totul, dar... Da. Ai avut o perioadă de învățare și pe nou sistem. Da, trebuie să stau o săptămână, cred, să mă acomodez cu noile, noile valori, cu noile butoane și ordinea lor și așa, dar e ok. Cum este să activezi în fotografia comercială? Fotografia comercială este un domeniu care nu plictisește. Asta este principalul factor care îmi place la fotografia asta. Pentru că îți dau niște exemple. Acum pot să fiu pe Transfăgărășan să fac fotografii pentru un producător de rochii. Mâine pot să fiu să fac poze pentru un producător de mașini într-un showroom.
poate seara, noaptea, dacă mă întorc, pot să ajung să fac o ședință de videochat, dacă am timp. A doua zi, poate sunt să fac fotografii pentru diverse site-uri, pentru o fotografie de produs. Le fac, pentru că atâta timp cât fac fotografia de portret și fotografia de eveniment, mie mi este foarte ușor să fac fotografie de produs. E, că e mai complicat să interacționez cu oameni decât să-ți aranjezi niște... Produsele nu fug nicăieri. Da. Produsele pot să fac cu F22 și sta acolo de pe un trepied și cu niște lumini controlate și mi-e simplu. Dar, da, este faptul că toate aceste domenii diferite de fotografie duc în același loc la fotografia comercială, mie mi se pare că nu te plictisești, nu intri într-o monotonie să faci zilnic același lucru. Dacă faci zilnic același lucru, probabil că în an ai resimți o oboseală, o plictiseală, dar întotdeauna sunt provocări noi, sunt oameni noi pe care îi cunoști. Îți dai seama, am fotografiat, mi-aduc aminte într-o zi, o nuntă a unui profesor universitar de limba română. Și a doua zi am avut ședință de videochat. Stai să mă, ce contrast, deci a fost un contrast imens. Și m-am simțit foarte bine la ședința de videochat, a fost veselie mare. Veselie mare, da, cu cred pizza, eu, cu fetele, da. Da, și sunt niște lucruri. Ce crede lumea că se întâmplă la ședința aia și ce se întâmplă de fapt? Acolo era veselie maximă, eram pe distracție, cu muzică, cu pizza, cu fiecare, și fotografii printre picături, când am câte o pauză, mai făceam și fotografii, cam așa. Da, înțeleg, era o atmosferă relaxată, adică nu era niciun fel de presiune. Da, sau altfel n-aș fi reușit să fac fotografii de calitate cu fetele dacă s-ar fi simțit trebuie să simte degajate sau cea, da, mai ales că ele automat că sunt și dezbăcate, sunt și mai vulnerabile în fața cui le privește. Da, sigur nu s-au simțit stânjenite în fața mea, pentru că ori îmbrăcate, ori dezbrăcate, noi ne comportăm ca și cum ar fi îmbrăcate, noi n-am treabă. Da, da. Noi ne uitam mai degrabă cum pică lumina decât la detalii. Da, și este fotografia asta comercială nu plictisește, este un lucru care cred că menține pasiunea aprinsă. Asta e foarte bine, că uite, tu ai o variație mare de activități și asta te ține și motivat. Da. Să vrei mereu mai mult, să faci mai mult, să livrezi mai bine, să... Da, și este frumos, adică erau niște panouri în toată Craiova, erau panouri stradale cu fotografii făcute de mine și eram foarte încântat de fotografia comercială când treceam pe lângă panourile alea de 7 metri sau cât aveau și vedeam, ia uite, fotografia mea este și aici, este și aici, este și aici. Adică fotografia asta comercială, chiar dacă era cu Rocky, cred, ședința respectivă, este foarte motivantă și te încurajează să devii mai bun. Te încurajează să avansezi, să progresezi, să fii autodidact. Ceea ce nu toate domeniile de activitate, că dacă lucrezi într-o uzină și zilnic faci același lucru, e faci același produs, foarte monotonie. Nu știu câtă pasiune poți să pui într-un, când faci, nu știu, un anumit produs 8 ani și fix același produs și faci fix același lucru înconjurat de fix aceiași oameni în același loc. Ideea că trebuie să fie un echilibru, știi? Nici să fie extrem de greu să te dai cu capul de toți pereții mereu, dar nici să fie așa super monoton să te sictrești după ceva ani, după o anumită perioadă. Da, dacă aș fi făcut probabil doar nunți, poate că mi-ar fi fost mai greu să fac fotografia, dar dacă activez în mai multe domenii cu fotografia asta, nu, mie îmi place. Adică nu simt că eu am job. Eu simt că am o pasiune din care mai câștig și bani. Ce sfat ai avea pentru un fotograf începător? Trebuie să simtă că este pasionat de fotografie. Dacă nu simte că e pasionat de fotografie, mai bine să mai ia, pentru că fotografia înseamnă costuri mari, înseamnă un timp foarte mare de studiu individual, dincolo de cursuri și de tot ce găsești. Înseamnă studiul tău individual și să iei aparatul și să mergi să tragi cu el cât mai mult, să înțelegi aparatul, să înțelegi setările, să înțelegi modul de funcționare și dacă nu este pasionat și se gândește doar la bani, să nu se mai apuce. Așa e. De obicei, cei care se gândește doar la bani nu reușesc să facă performanță. Adică nu reușesc să depășesc un anumit nivel. Dar nu reușesc nici măcar să facă bani. Ah, ok. Asta e problema, că dacă se gândesc că și-au un aparat, apasă un buton și fac bani, o să apese un buton și nu o să facă bani. Deci
aibă, o să pună pe OLX aparatele alea. A, da, știu că cei mai mulți bani îi faci când îți vinzi echipamentul. A, da, 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 știi da, că era. Era, da. Primii mei bani... Primii mei bani au fost că mi-au vândut echipamentul, da. Și sunt foarte mulți și cunosc și le-am dat și sfaturi. Am încercat să-i ajut. Nu, dacă nu sunt pasionați, nimeni nu poate să-i ajute. Ei trebuie să știe că fotografia nu e o joacă, ție un aparat și aparatul ăla. Nici măcar nu-și imaginează cât costă un setup complet pentru fotografie. Că nu este doar un aparat. Sau un aparat de accesorii, de obiective, de lumini. După ce își cumpără primul aparat cu un obiectiv de kit cu care cred că o să rupă gura târgului, o să-și dea seama că obiectivul ăla de kit este un obiectiv de slabă calitate pe care trebuie să-l înlocuiască. Eu, de exemplu, am mers pe primer, pe lentile fixe, care fiecare lentilă costă mult și nici măcar nu au zoom acele lentile. Dacă da, trebuie să te miști tu. Da, da, alergi spre subiect sau de la subiect. Sunt cum avem și noi ochii, că și ochii noi sunt tot o lentilă fixă. Da, da. Și da, fotografia înseamnă, în primul rând, pasiune. Dacă sunt pasionați, da, le recomand. Le recomand să... Sunt atâtea tipuri de fotografie și este loc pe piață de fotografii, dar de fotografi buni. Fotografii care nu ajung să facă performanță și nu ajung să crească suficient și să studieze suficient, se vor chinui, vor încerca să... vor fi frustrați când vor vedea rezultatele celorlalți, vor fi frustrați când vor vedea că alții cu aparate poate mai slabe decât ei au rezultate mai bune, vor fi dezamăgiți de decizii, vor pierde timp, vor pierde bani, pentru că și dacă își cumpără un aparat și îl vând, pierd. Da, automat, când vin mereu vând, mai puțin, da, că e SH. Îl vând ca SH și nu vor face mare lucru. Dar, da, dacă știu că au pasiune apropiată de fotografie, dacă știu că sunt pasionați de desen, că le place cinematografia, le plac efectele speciale, de exemplu, pot să meargă chiar spre video. Da. Sau pot să încerce să vadă ce este un program, cum se folosește un program de editare, pentru că fotografia, dincolo de ceea ce captează senzorul și de ce iei din teren, când ajungi cu fotografia acasă, setup-ul ăla de care vorbeam continuu, un calculator performant, spațiu de stocare foarte mult, eu am 130 de tera de stocare. Eu foarte mult. Da. Și nu mai șterg. Eu când umplu un hard, cumpăr altul. Nu le mai șterg. Pentru că am ai nevoie și de backup-uri și de... Da, le folosesc. Rămân ca backup, iau un hard de 6 tera, îl umplu, mai cumpăr un hard de 6 tera, cam așa fac. Calculatorul trebuie să fie foarte puternic să ducă, pentru că fotografia, noi nu edităm JPEG-urile, nu edităm RAV-urile. RAV-urile sunt de dimensiune mare și ca număr mare, că nu faci 8 fotografii. Da, poți să ajungi și la peste 100 de giga pe eveniment. Da, dacă faci fotografie de eveniment, da, foarte mult și toate acele fotografii trebuie să prelucrate. Și dacă nu le prelucrezi, rezultatul nu o să fie pe măsură, că nu poți să le dai cum au ieșit din aparat, că din aparat iese soarele din nori, intră, ești în teren, sunt lucruri imprevizibile care se întâmplă. Nu. Eu zic că e mai bine acum că poți să aplici niște corecții și la final materialul e mult mai bun, calitativ. Dar să știi ce corecții să aplici, că sunt foarte multe situații în care bag o fotografie în programul de editare și o scot mai bine de n-ar fi băgat-o. Adică... Da, pot să merg și în direcția cealaltă. Da, adică să distrugi ce ai făcut. Poți să da. Distrugi fotografiile și sunt foarte mulți care distrug fotografiile pentru că nu înțeleg funcțiile Photoshop-ului. Photoshop-ul este una altă foarte complexă și foarte puternică. Și cu cât știi mai mult Photoshop, cu atât orizonturile se deschid inclusiv despre cum iei fotografia în teren. Te influențează modul în care da. Lucrezi fotografia, te influențează să gândești altfel fotografia pe care o faci direct în teren. Da, tu ar trebui să previzualizezi practic rezultatul final. Da, deja să știi ce o să-i faci acasă, practic. Sigur, să înțelegi lumina, să înțelegi compoziția, să înțelegi tot ce e în teren și să le aduci să conlucreze în favoarea ta. Pentru că altfel, dacă nu vezi în teren
cel mai bun și cea mai bună lumină cum vin, acasă va trebui să te bați cu lumina aia, să o iei în program și să te lupți, să o aduci cât de cât pe un drum bun și e o muncă sisifică, o muncă în care nu prea câștigi. Da. Nu trebuie să fii foarte pragmatică, uite, știu și eu, de genul, nu știu, ești undeva într-o pădure, să zicem că trebuie să faci niște poze la o fată, da? Și ai o sticlă, un gunoi undeva aruncat acolo. Mai bine te duci și le iei tu și arunci, decât să-l scoți tu după aia din 1000 de poze manual pe fiecare. Fix în aceeași direcție, eu comunic foarte mult cu make-up artiștii și hairstyliștii atunci când fac și ședințe foto și chiar și pentru evenimente, le spun mireselor să le transmită make-up artiștilor, că sunt detalii pe care ele, dacă le fac odată, fetele, dacă le fac odată la salon, eu nu mai sunt nevoie să le fac la fiecare dintre cât mii de fotografii pe care le fac eu. Adică, dacă fața are o altă culoare decât gâtul, eu va trebui să lucrez la fiecare fotografie, să-i aduc gâtul la aceeași nuanță cu fața, la fiecare fotografie, ca și cum make-up artist-ul ar face o singură dată. Dacă ea o face o singură dată, eu nu mai trebuie să fac de 2000 de ori. Da. Pentru că fix același procedeu îl fac și eu, tot așa. Ea folosește un braș fizic, eu folosesc un braș virtual. Da. Și brașul ăla virtual, eu trebuie să stau să colorez. Nu, păi asta înseamnă câteva, adică peste o zi de muncă, ca să faci pe fiecare poză manual și așa. Adică e o chestie foarte simplă depinde făcută. Eu fac și 6000 de fotografii la un eveniment și dacă îmi prind mintea să fac la toate fotografiile, păi eu ar trebui să fac doar un eveniment pe an. Da. Să stau să retușez fotografia, să aduc nuanța, ceea ce s-ar putea face foarte simplu cu un braș care e mult mai mare decât ăla pe care îl folosesc eu în Photoshop, direct în teren de make-up artist sau la păr sau ceva, nu știu, să-mi lase niște agrafe în plus sau niște chestii pe la ochi, mai au ele la make-up acum niște chestii la ochi, niște plastice care se prind ca să le alungească ochii și așa, și după aceea eu trebuie să le scot din post-procesare, ceea ce da, nu, nu e mai bine rezolvi în realitate decât să te chinui la post-procesare. Și asta cum se rezolvă? Prin comunicare. Dacă eu le spun, dacă am proiectul meu și lucrez direct cu make-up artist și hairstylist, eu le spun direct, da, vezi să nu faci asta sau să-mi faci asta. Dacă eu nu am un contact cu make-up artist-ul, să zicem că e o mireasă, îi spun miresei, da, spune-i să nu-ți dea cu iluminator în obraj, că o să mergi în biserică nu e al ceu, o să arăți că când ești de acolo ca și cum ai fi transpirată și nu e bine. Comunicarea asta trebuie să existe și este foarte constructivă, zic eu. Da, trebuie să fii și foarte atent la detalii. Da. Asta e secretul. Sunt atât de multe detalii și cu cât înaintezi în experiență, în timpul de când faci fotografia, cu atât vezi mai ușor detaliile. La început nu vedeam niște umbre pe perete care erau citate, nu vedeam niște nuanțe care nu dădeau bine, nu vedeam niște unghiuri, dar acum le vedeai, dar nu le interpretai în felul ăsta. Le vedeam, dar le luam ca atare. Da, asta exact. Da. Păi dacă și eu ce să-i fac? Păi nu, poți să-i faci multe lucruri. Da, de fapt, asta poate nu înțeleg multe persoane, că fotografia înseamnă mult și intervenția ta ca și fotograf, da, unde se poate. Nu se poate să nu intervii, nu poți să gândești fotografia că nu trebuie să regizezi nimic și totul vine de la sine. Nu vine de la sine, că asta e, vine de la sine. De exemplu, am făcut o ședință foto cu un model Aurora Sprengel, e jumate australiancă, jumate poloneză și ținută la ședința aia, noroc că am avut un obiectiv cu un aparat cu stabilizare de imagine și m-am ținut după ea, dar după fiecare declanșare, fata își schimba poziția, era ca argintul viu acolo în cameră și mă gândesc, băi, dacă aveam un aparat care nu avea stabilizare de imagine și un obiectiv care nu făcea față, eu ce făceam? Jumate din fotografie erau da, mișcate. Eu aveam ocazia să fac o fotografie o singură dată. Pentru că ea deja era, stătea în cap, mai avea să stea în cap și era... Da, se mișca foarte mult. Fiind model profesionist de nud, fata a pozat pe toate continentele și este foarte dinamică. Da, ea probabil cum aude declanșarea, cum și-a schimbat poziția. Fix așa, da. Eu da? Aveam două declanșări la un cadru. Că dacă o făceam și a doua declanșare, era... Era deja în altă... Da, era în decurs de a-și muta poziția corpului. Și
toate astea contează. Sunt detalii care fac diferența, sunt ședința ar fi putut fi compromisă dacă nu aveam experiența necesară să fac ședința cu acel model. Și cu toate astea, ea a fost foarte încântată de fotografii când le-a văzut. Dar nu așa e, să știi că se simte și din partea cealaltă, adică din partea modelului, ea își dă seama imediat când are de-a face cu cineva care nu prea știe. Da, păi ce-ar fi să stau să mă uit în aparat toată ziua la setări, să văd, ia cât e expunerea, să nu fie 1 pe 80, că mi-e se mișcată, când ea se mișcă. Păi dacă am stat să fac asta, comunicarea dintre mine și model ar fi, din start, ar avea un handicap, nu ar fi, băi, ce fac eu aici, ăsta știe ce face, sau noi da. De ce ne-am strâns astăzi aici, să facem fotografii sau să învățăm fotografie? Nu merge. Mai bine nu mai chemi un model să te faci de râs, dacă da, nu știi că ești capabil să faci fotografiile. Un model profesionist, mă refer. Da, poți să înveți cu modele care sunt și ele începătoare, dar nu recomand să nu știi ce faci și să te arunci să faci fotografii cu model profesionist, că s-ar putea să te duci degeaba. Da. Să nu vii cu mare. Nu, după aia deja de la un anumit nivel încoace sunt pretenții și după aia, dacă ajungi într-o situație de genul, te poți frustra și mai tare. Da, îți faci mai mult rău ție. Da. Nu-ți faci bine. Asta spun, că poți să te duci la o ședință, da, dar rezultatul te va dezamăgi, te va frustra, vei vedea ce au scos alții cu același model și ce ai scos tu și vei zice că gata, am vând toate sculele și mă las. Și ăsta e scopul. Poate chiar poți mai mult. Da. Oricum, esențial în zona asta de portrete, de lucra cu modele, cu alți oameni și așa, e comunicarea esențială. Rezultatele depind de comunicare, 100%. Dacă modelul se simte strânjenit, nu vei avea niciun rezultat. Dar chestia asta se vede și în imagini imediat. Starea persoanei e transmisă prin imagini. Trebuie să simți momentul și să faci și să corectezi. Dacă sunt anumite lucruri, poate misunderstood, lucruri înțelese greșit, să le corectezi direct din teren, să mai bine mai iei o pauză. Destinzi atmosfera, bei o apă, mănânci o pizza, faci, pe acolo mai faci mișcare prin cameră și revii, pentru că dacă modelul simte că nu este într-o direcție bună ședința, rezultatul nu va exista. Adică va fi o muncă degeaba. Da. Acum, ca să fac o paranteză, așa, când am făcut și eu un curs foto de un an de zile, prin 2016, mi-a spus de acolo și profesorul de acolo, ne-a zis că el într-un an de zile e imposibil să ne scoată fotografi profesioniști. Păi, practic, da, trebuie să tragi foarte mult și singur. Și pe o perioadă... Nu poți să ieși fotograf profesionist într-un an. Nu. Pentru că și în facultate ai nevoie de 3 ani ca să înveți orice domeniu. Fotografia nu e diferită. Adică poți să înveți, dar într-un an nu ai cum să fii profesionist. Adică poți să ai un început, poți să... Într-un an ai timp să citești cartea aparatului, ai timp să vezi niște cursuri basic despre fotografie, ai timp să mergi pe teren și să faci niște teste, ai timp să înțelegi corelarea diafragmă ISO expunere, dar cam atât. Când lucrurile mai grele abia după aceea vin. Da. Lucrurile mai grele vin atunci când ai înțeles toate astea, ți le-ai însușit, le-ai înțeles foarte bine și trebuie să-ți formezi tu identitatea ta de fotograf. Să-ți găsești stilul în care te regăsești până la urmă, să-ți formezi o imagine, să-ți formezi un nume, să-ți creezi un brand. Sunt lucruri care nu au cum să fie făcute într-un an, oricât de geniu ai fi. Da, și nu pot fi învățate de la alții, adică trebuie să-ți dai seama singur. Trebuie să fii foarte, foarte serios în ceea ce faci. Dacă tratezi cu superficialitate fotografia, nu vei avea rezultate. Dar dacă ești dispus și chiar... și ești pasionat, trebuie să fii pasionat, cum vorbeam mai devreme. Dacă ești dispus să studiezi și să, da, poate să vină soția sau mama sau cu cine stai în casă la tine la 4 dimineața și să te găsească, băi, ce faci, nu dormi? Păi nu, că eu acum mă uit la Front Nose Photo și îl vede pe un creț acolo în care spune... Creț afro, da. Da, care spune că el suflă în aparat și... Wind test. Și na, ăsta cred că nu e pe treaba lui, cred că e nebun la 4 dimineața să uită la unul de suflă în aparat. Dar, da, asta înseamnă pasiune.
nu înseamnă că da, eu sunt dispus să dedic o oră pe zi sau două ore pe zi, eu vreau să fac și altceva și nu pot. Și pe dacă o oră pe zi, nici nu vezi ce a zis Afro acolo. Da. Nu, da, este lucru, dar nu este imposibil. Este un domeniu frumos, este un domeniu costisitor, dar care și produce. Adică sunt toate, e un cerc vicios aici, că trebuie să ai, să studiezi, să-ți iei un aparat entry level, probabil, la început, pentru că... Ca să exersezi. Trebuie astăzi. Să exersezi. În general, dacă ai foarte mulți bani și investești în fotografie și nu ești pasionat, oricum investești degeaba. Da. Problema e că poți să-ți iei din prima ceva scump, nu e neapărat asta o chestie rea, dar nu ai garanția că o să te și ții. Asta e, de fapt, problema. Eu nu recomand să ții de la început ceva scump. S-ar putea să închizi banii degeaba. Și, din contră, dacă îți iei ceva scump, care scump ce înseamnă? Că îți ușurează ție munca. Da, așa este. Despre asta vorbim. Tu nu ai nevoie să îți ușureze munca, tu ai nevoie de ceva ieftin, să îți îngreuneze munca. Pentru că trebuie să treci prin pașii ăștia mărunți în fotografie, trebuie să înțelegi lucrurile de la un aparat mai puțin performant, ca să nu facă el totul pentru tine. Că altfel, nu știu cum... Dar... Așa cred că vezi și diferențele de performanță mai ușor. Da, dar... Și poți să-ți dai seama poate mai bine și de ce nevoi chiar ai. Părerea mea este că un aparat foarte scump, foarte performant, cumpărat de un începător, îi tai aripile, nu-l mai motivează deloc. Pentru că nu simte că face el ceva. El vine... apasă un buton și așa, fotografia este focusată pe față, perfect, eye detection și așa, și el n-a făcut nimic, nu a gândit nimic la fotografia aia. Și nu simte rezultatul ăla, băi, am luat și am făcut focusul și am încercat și cu un focus manual să văd cum îmi vine pe față. Tu practic vrei să spui că satisfacția e mai mică dacă e prea ușor. Da, satisfacția e mult mai mică. Ceea ce pentru un începător s-ar putea să fie un lucru... rău. Să nu simți satisfacția aia. Băi, uite, am reușit să fac fotografia asta nemișcată cu un 370-300 f4 la 5.6 care nu are stabilizare de imagine și am prins o veveriță în parc. Decât am dat pe Animal Eye Detection și am făcut o poză și am prins veverița. Da. Este ca și cum ar face o fotografie cu telefonul. Nu poți fi pasionat. Adică, poate unii reușesc, dar în cadrul general nu cred că ușurința cu care realizez o fotografie este benefică pentru un începător. Asta cred și eu, că e mai bine să mergi iterativ. Da, să mergi. Practic, da, ar să trebui... Da, exact. Adică să ai o tranziție, na, și de cunoștințe și de echipament în da, timp. Pentru că ție, dacă ai făcut și ai deja rezultatul ăla, tu nu ai înțeles cum funcționează senzorul aparatului, tu nu ai înțeles cum funcționează focusul, tu nu ai înțeles cum funcționează compoziția, tu nici măcar nu ai pus aparatul la ochi. Tu ai făcut o fotografie ca și cum ai făcut-o cu telefon și nu poți să simți atâta... nu poți să-ți hrănești pasiunea pentru fotografie cu o fotografie executată atât de ușor. De fapt, chiar așa e, că practic cam asta e și diferența, că telefonul este un dispozitiv care poți să faci mai multe task-uri și aparatul foto e un dispozitiv dedicat, care îl face un singur lucru foarte bine. Da, și în același timp ai și mult mai mult control pe ce face. Da, eu pot să spun că știu fotografi care cu un Nikon D90, cred că în 2011-2012 a apărut un APS-C vechi, pot avea rezultate mai bune decât mulți fotografi cu ultimul mirrorless de pe piață. Da, unii care au înțeles lumina, unii care au înțeles compoziția, unii care știu să comunice cu interlocutorul, cu modelul, cu subiectul pe care îl fotografiază, da, pot să existe rezultate mult mai bune. Da. Pentru că, deci nu aparatul contează în primul rând, dar tu trebuie să înțelegi principiile de funcționare și dacă ți-ai luat direct un aparat scump, s-ar putea să-l vinzi mult mai repede decât pe unul din ăla, pe care oricum nu mai e mare lucru și nu ești atât de motivat să-l vinzi. Pentru că mai intervine și asta. Deci, băi, am dat 23.000 de lei pe aparatul ăsta, da, ei, dă-l încolo, las că îl vând și scot eu 20.000 sau 17.000 înapoi.
Dar dacă ți-ai luat un aparat care costă 2000 de lei, un 6D de pe OLX și îl ai acolo, zici, mă, dacă eu l-am luat cu 2000, cu cât îl dau, mă? Cu 1300, da, cu cât îl dau? Lasă să-l țin aici, că poate merge. Și știu fotograf cu Canon 6D, care, și bine, și nu mai zic, sunt niște ruși. Dar Canon 6D e printre cele mai populare. Da. A fost pe... A fost cele mai populare, care, da, e un aparat foarte bun și ieftin. Și Ivan Kovaliov, de exemplu, cred că e ucrainean, scoate cu Canon 6D ăla și cu un 35 de mm de la Tamron 1.4, artă. Face niște fotografii cu modele foarte, foarte bune, pe care nu foarte greu le faci și cu mirrorless. Da. Omul da. Face fotografia, nu aparatul. Da, așa este. Prezent se pune mult mai mult accentul pe echipament decât pe cine e în spatele aparatului. Da, e o greșeală asta, e o mare greșeală, pentru că, de fapt, motivul pentru care se întâmplă asta, eu cred că este să-și găsească niște o scuză? Scuze. Da. Da, niște scuze că, băi, eu nu reușesc să fac. Nu reușesc să faci, că n-ai cunoștințe, nu că n-ai aparat. Dacă ai un DSLR, oricare ar fi el, tu trebuie să reușești să faci lucruri bune. Bine, nu mă refer chiar la ăla din 2006, care are poate și cu ăla de 6 megapixel, Finepix S1 Pro. Nu, da, majoritatea aparatelor oricum toate au aceleași funcții de bază. Funcțiile de bază, adică tu... trebuie să înțelegi. Da. Că poți să faci o... Adică în mod manual ai pe toate. Da, poți să faci cu o cascadă curgând la F mare și cu expunere de 30 de secunde de pe un trepied și să faci ceva frumos și cu un aparat vechi de 15 ani. Și se iasă foarte bine, dar trebuie să știi cum să faci setările alea. Că altfel, dacă nu știi, poți să ai orice aparat și tot nu-ți iese imaginea. Cât de riscant a fost să-ți urmărești pasiunea și visul să transformi asta în carieră? A fost riscant, da, pentru că primul aparat pe care l-am cumpărat, am făcut un credit la bancă să mi-l cumpăr, pentru că nu aveam bani, chiar dacă era un APS-C cu o lentilă de kit, era scump. Adică în 2013 să dai 5.000 de lei era mult bani. Mai mult decât ce acum, erau chiar mult mai mult. În 2013 și a fost destul de riscant, dar până la urmă știam că sunt pasionat, știam că sunt capabil, știam că eu deja urmăream, chiar încercam să fac editări, urmăream fotografii străini, aveam o bază atunci când l-am cumpărat și am zis, băi, hai să încerc. Nu regret. Practic, tu erai convins că dacă și muncești, automat o să ai și rezultate. Adică nu ai cum să nu ai rezultate dacă tu chiar te dedici tot complet. Tot ce făcusem până atunci mă motiva să am încredere. Adică mi-aduc aminte că m-am angajat la ziar pentru prima dată prin 2008. Nu aveam calculator și eu m-am angajat cu un telefon luat dintr-o consignație. Aveam un telefon care mergea pe GPRS, care avea nici măcar nu avea T9, nu avea limba română pe el, mergea, era, scria timp pe el, era de adus prin Italia, probabil, la consignația respectivă. Și când m-am dus să depun CV-ul la ziar, m-au întrebat, calculator ai pe care să-ți redactezi articolele? Nu, dar am telefon. Și tu ai început cu telefonul prima dată? Eu așa am început, cu un telefon, și după prima lună, după primul salariu, mi-am cumpărat calculator. Dar având experiența asta în spate și având propriile exemplele din propria mea activitate de dinainte, am zis, bă, n-ai cum, adică știu că vreau să fac asta. Aveam motivație, aveam încredere, știam că vreau să studiez, studiam. Și da, a fost riscant, dar eu zic că a meritat să îți asumi. Acum stai și te gândești, și dacă nu riști nimic, adică nu mă refer la jocuri de noroc și la astea. Nu, riști, nu câștigi, e clar. Astea sunt tâmpenii, nu sunt de acord cu ele. Dar dacă nu riști, când vine vorba despre activitatea, despre lucruri care țin exclusiv de tine, atunci pentru ce să mai riști? Că aici ține strict de mine. Da, îmi cumpăr aparatul, dar ce fac cu el? Ține de mine ce fac cu el. Ține de mine dacă sunt capabil și dispus să studiez, dacă sunt pasionat, dacă vreau să investesc timp și energie în direcția asta. Dacă simțeam că nu
am tangență cu domeniul și era ceva care nu mă atrăgea în vreun fel, probabil că nu aș fi făcut pasul ăsta. Dar nu regret deloc. De atunci am schimbat, cred că am mai luat vreo 15 aparate din momentul ăla și a fost într-o direcție bună în ceea ce mă privește. Da. În practic e cum ziceai și mai la început, că pasiunea e ce te-a ajutat cel mai mult ca să faci și performanță. Da. Da, e pasiunea, normal până la urmă. Dar cred că nu e valabil doar în fotografie. Cred că în orice domeniu, dacă nu ești pasionat de not, nu poți să faci not. Dar dacă ești pasionat... Bine, mai este o chestie pe care am remarcat-o de-a lungul vremii. Că oamenii care reușesc să facă ceva bine într-un anumit domeniu, în general reușesc să facă lucruri bune în mai multe domenii. Oamenii care nu reușesc să facă lucrurile pe nicio direcție, să nu aibă nicio pasiune, să nu fie atrași de nimic și doar de sta degeaba sau nu știu ce, sta degeaba că eu am foarte multă treabă, oamenii nu prea reușesc să facă nimic în niciun domeniu. Adică trebuie să... Depinde de tine ca om, cum ești educat, cum ești... Dacă ai... Cred că și dacă ești ținut în puf când ești copil și ajungi să ai aceleași așteptări și să fii direct pus într-un post de conducere într-o companie, deși tu nu ai aptitudinile necesare, cred că este mult mai greu să faci ceva în direcția asta. Dar dacă ești muncitor de când și ești pus în situația să muncești și să prinzi experiență în diverse domenii, este favorabil. Este totul mult mai constructiv pentru tine ca om. Cum te împarți între ședințele foto de portret, fashion și evenimente, care au ponderea mai mare, practic, din activitatea ta? Păi să zic așa, este o treabă sezonieră. Pe timpul iernii și primăverii fac foarte multe ședințe foto, nu pe toate le postez, pentru că am și contracte de confidențialitate cu diverse persoane sau companii, dar în perioada aia am mult timp pentru ședințele foto-artistice, pentru proiectele mele personale, pentru ședințe de fashion, de boudoir, de nud, pentru ședințele de video chat. În schimb, pe timpul verii, atunci cam las deoparte ședințele pentru producători de vestimentar și din alte domenii comerciale și rămân cu evenimentele, pentru că nunțile îmi ocupă foarte mult timp în sezon și nu aș putea, adică aș putea să le fac, dar să nu le fac la același nivel și prefer să nu. Prefer să iau, de exemplu, eu nu fac majorate, eu nu merg la banchete, la zile. Îți selectez, practic, clientela. Da, pe dacă ar fi să iau toate nebunile astea, eu n-aș mai avea timp nici să respir, adică ar trebui să scad calitatea produselor pentru nunți, să scad calitatea serviciilor și sunt, nu știu, nu mă reprezintă, să-mi stric imaginea. Nu mă reprezintă să dau peste ochi la fotografiile pe care le fac și să, hai că iau multe. Scopul nu este să faci bani mulți în orice condiții și să dai fotografiile sau așa, că lasă că merge și așa. Nu, scopul este să-ți păstrezi o calitate a serviciilor și să-ți selectezi cât poți duce. Nu poți să iei mai mult. Da, nu poți să te înhami la ceva la care nu poți livra. Da, bine, să nu poți să livrezi bine. Sunt unii care iau și se descurcă, dar nu știu, poate... Păi și, de exemplu, câte nunți poți să faci într-un an? Mai mult de 30 de nunți, nu. Nu prea... Și practic înseamnă deci să 24 de ore la eveniment, că de obicei se ține și noaptea, petrecerea și tot acrimul. 16 ore stai direct acolo și cu drumul și cu descărcatul cardurilor și cu băgatul bateriilor la încărcat te duci. Poate mai reușești să dăm 2 ore, e destul de scurt timpul în care trebuie să-ți revii pentru următorul eveniment. Și mai vine partea de editare, că se editezi, dacă faci 6.000 de fotografii la o nuntă, urmează o selecție, o editare la fiecare eveniment. Nu poți să faci într-o zi editare la 6.000 de fotografii. Că mă gândesc că înseamnă minim o săptămână. Depinde. Să zicem că lucrezi câteva ore pe zi. Nu lucrez câteva ore, asta e, că lucrez cam până la 5 dimineața sezonului. Da, lucrez foarte mult în timpul sezonului. Nu mă trezesc la 8, într-adevăr. Mă trezesc undeva la 12.
mă trezesc, îmi fac cafeaua și mă apuc de lucru și lucrez până la 5 dimineața ca să mențin timpii scurți de predare a produselor. Adică încerc să dau la fotografii nunțile din weekend, să le dau în timpul săptămânii care urmează. No, e chiar un timp foarte, foarte scurt. Da, adică asta mă supra-solicită pe mine. Asta înseamnă că eu chiar trebuie să stau și să... dacă am nuntă sâmbătă și nuntă duminică, luni nu editez nimic. Că e pauză, e o zi de pauză. E o zi de pauză că nu aș da randament la editare. Mm-hmm. Nu aș vedea probabil nici culorile după două zile și două nopți. Dar de marți până vineri editez. Vineri iar nu stau până la 5 dimineața, stau până la undeva la 1-2. Da, probabil că urmează și alte evenimente de weekendul viitor. Urmează nunta de sâmbătă și nu pot să stau până la 5 să plec la nuntă. Dar am reușit. Anul trecut am reușit să le dau în intervalul ăsta și anul ăsta sunt la zi, da. Cum face o persoană să se simtă confortabilă în fața camerei foto? Nu știu, uite, ca să întrebăm aici, uite, de exemplu, la ședința de videochat. Că acolo ar fi, mă gândesc, cea mai... La ședința de videochat e veselie totală. La noi e muzică, la noi e distracție. Sunt destul de dezinvolt la ședințele de videochat. Nu, de fapt, cam tot timpul. Eu nu păstrez, nu folosesc un limbaj de lemn. Eu nu vorbesc foarte... Nu ești prietenos, practic. Da, nu ridic în slăv clientul. Când scopul nu este să se vadă cine e stăpânul, cine e jupânul acolo. Nu. Scopul este să avem un rezultat final pozitiv. Să fie un rezultat care să ne... Ceea ce facem noi acolo. Să merită timpul și energia pierdută acolo. Și asta înseamnă că la noi totul se întâmplă jovial, prietenește, vorbim mai cu fetele, cu... e veselie totală acolo. Mai chemăm pizza, mai facem bășcălie, mai... Uh-huh. Deci totul decurge foarte natural. Fetele nu se simt ca și cum sunt cu un băiat în cameră, se simt ca și cum sunt cu un fotograf de nud în cameră. Și fotograful ăla de nud nu judecă fetele. Din contră, eu dacă am avut situații în care am fost nevoit să iau apărarea fetelor, pentru că trăim într-o societate foarte... Da, se critică foarte mult chestia asta, la modul negativ. Da, sunt prost înțelese. Adică nu poți să ți dai cu părerea despre ceva ce nu știi. Habar n-au ce se întâmplă acolo. Își fac filme și fiecare își face un film în care se imaginează ca el însuși fiind actorul și cum ar proceda el dacă ar fi acolo, dar asta nu are nicio realitate cu nicio treabă cu realitatea. Uh-huh. Nu poți să tratezi la propriile tale valori care sunt sub mediocre. Nu, dacă tu ai niște idei în cap și te uiți la prea multe filme pentru adulți, păstrează-le pentru tine, nu le pune în activitatea noastră. Acolo nu se întâmplă. Da, ei vin cu foarte multe idei preconcepute. Da, sunt idei preconcepute, sunt idei formate și din frustrările personale. Că ei văd niște fete la care nu au acces, văd niște fete foarte stăpâne pe ele, ca să faci videochat, să faci bani din videochat, nu poți să fii proastă. Trebuie să știi, în primul rând, să știi o limbă străină, două, să știi, să cunoști destul de multe elemente de psihologie umană, ca să știi să-l convingi pe ăla, pe neam sau știu eu pe cine, pe arab, să te plătească, să nu stai acolo degeaba. Și da, trebuie să comunici cu ei. Nu doar că ești tu drăguț, adică asta nu e suficient. Da, nu e suficient și nu limba ta. Trebuie să comunici într-o limbă străină și ăia care le critică nu ar fi capabili. Nici pe departe. Și da, am fost în multe situații în postura de a lua apărarea modelelor. Da, și de videochat. Eu am o relație foarte bună cu modelele de videochat. Noi ne înțelegem foarte bine. Ba chiar unele, dacă au probleme, mă mai sună, mă mai întreabă, mă mai cer sfaturi. Adică suntem prieteni. Dacă ea are să aibă un job de acest gen, pentru că societatea nu a oferit foarte multe alternative, chiar dacă și dacă ar merge într-o companie și ar fi plătită cu 1700 de lei ca să aibă minim pe economie, ar fi mai bine? Păi nu, că nu poți să crești cu banii ăștia. Ca să crească salariul, să trebuiască să meargă să facă curățenie pe la șefi și așa, ar fi mai bine? Dacă ar merge la o instituție publică, la o primărie și ar trebui să semneze lucruri în care nu sunt în regulă, ar fi mai bine? De ce
pe ea trebuie să judecăm și restul meserilor care sunt mult mai, unele sunt mult mai urâte. Social vorbind, da. Fac rău oamenilor unele joburi. Nu, cu ea nu avem nicio problemă, doar că fetele astea, de ce? Că sunt, par mai vulnerabile? Păi par, dar... Nu știu, am văzut chestia asta că mereu se produc prea multe atacuri împotriva femeilor, ceea ce nu pentru că și-ar dori să aibă acces la ele și fetele alea sunt în general destul de puternice. Și nu poți avea acces la fata aia care arată într-un fel, care are o anumită cultură. Păi știu fete de la videochat care vorbesc engleză de zici că sunt native din America. Și te întrebui, cum ai învățat? Păi cum? Eu știu engleză, am știut întotdeauna. Asta, păi de aici am reușit să găsesc cel mai bun salariu. Ok. Și trebuie să aruncăm cu pietre în ea, că... De ce? E nu, da. Ar trebui mai bine să-ți vezi de treaba ta, nu să... Păi nu prea dar pot. Că... Limita culturală, sau nu mai zic religioasă, că acum mai umblă niște clipuri cu un preot care... Nu cu pisicile, da. Da, sunt niște limite religioase și culturale care ne trag foarte mult în jos, ca și nație. Avem, uneori simt că suntem prin India pe undeva. Adică ziceau într-un podcast sau cred că pe la Ai Umor sau nu știu, că cine știe, cine știe te contrazice, cine crede te omoară. Adică sunt oameni care nu sunt întrebați, oameni care distrug societatea prin atitudinea asta ultraconservatoare a lor, care... Nu știu, până la urmă, în 2023, dacă, nu. Dacă nu-ți face un rău direct, ar trebui să nu... Dar cum ajungi tu să o accesezi? De ce cauți tu pe profilul ei? Ce cauți tu pe OnlyFans-ul ei sau nu știu unde? Așa e, că dacă nu-ți place, nu te mai uiți. Da. Asta e soluția. Da. Nu te uiți și începi să critici, judeci, arunci cu noroi. Nu știu, du-te, da. du-te la teatru, du-te în altă parte. De ce intri în locul în timpul în care tu ar trebui să fii la teatru și să vezi ceea ce spui că ar trebui să facă fata asta, stai pe profilul ei. Păi cum ai ajuns aici? De ce vorbești despre ea? De ce o cauți? Da, exact. O cauți și din frustrare că nu mai zic de femei care sunt, mai sunt și femei care vin și intervin și vorbesc de rău aceste fete. Și bărbații că se uitau la ele sau ce s-a întâmplat? De ce? Da. Nu, sunt unii sunt chiar amuzanți cu atitudinea asta, dar asta e societatea, nu se poate schimba peste noapte. Cred că o să se schimbe și la noi și o să înțeleagă că, băi, și ăla e tot un job. Da. E, oricum, deci mai sunt criticate și alte joburi. Dar da, pare că în zona asta e cel mai rău. S-a diminuat pasiunea ta pentru fotografie în tot timpul în care ai transformat-o într-un business? Nu, din contră. Păi, studiind atât de mult și deschizând atâtea porți, atâtea unghiuri necunoscute pe care nu le știam, mă uit și văd un gradient pe cer pe care nu l-observam înainte, cunosc oameni noi, socializez, interacționez cu oameni, de cele mai multe ori într-o situație de fericire, de bucurie, dar în fine, nu are cum să se diminueze, pentru că eu am renunțat și la jobul anterior și fac doar asta și atunci când dacă am ajuns să transform pasiunea în job și să... Nu mai simți că muncești, da, practic. La mine este totul așa o activitate, nu știu cum să zic. Te face să te simți bine ce faci. Relaxare, da. Eu vin acum aici cu tine, nu sunt la job, aici mă relaxez. Mă duc, mă întâlnesc cu un model. Păi după ce facem o ședință foto, noi mergem să, nu știu, poate să luăm o masă în oraș și să socializăm și să aflu o grămadă de lucruri și oameni din diverse domenii de activitate, oameni din mai multe țări. Am avut proiecte în Italia, în Danemarca am avut cele mai multe, desigur. Am fost și în Germania anul trecut, nu mi-a plăcut. Am fost în Cehia, acolo mi-a plăcut foarte frumos și în Cehia mai trebuie să ajung, că n-am văzut pe mare lucru în Praga. Dar cum să se diminueze când eu am fost cu aparatul de gât în Praga și am văzut lucruri pe care dacă aș fi fost, probabil, înainte să mă apuc de fotografie serios,
probabil aș fi trecut pe lângă multe lucruri pe care nu le-aș fi remarcat. Sunt lucruri pe care le vezi, sunt oameni pe care îi cunoști. Da, și engleza te ajută foarte mult. Dacă nu știi engleză, ai un mare handicap, cum am mai spus. Da. Nu ai putea să... Adică ți-ar fi diminuate șansele să vezi și să înțelegi multe lucruri. Uh-huh. Dar nu, nu poate fi diminuat pasiunea mea pentru fotografie. Nu, sub nicio formă. Uh-huh. Oricum, cred că și latura asta umană, care interacționa cu atâția oameni, oameni diferiți, cu păreri diferite, gândiri diferite, alte experiențe de viață, te-a ajutat și asta foarte mult să te dezvolți pe tine. Da, 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 da. Este fotografie doar o parte din, da, din job. Și restul este socializare. Eu, ca să obțin cele mai bune rezultate cu un om, eu trebuie să cunosc omul ăla. Trebuie să știu ce pasiune are, eu trebuie să știu ce caracter are, ce fel de om e. Nu pot să pun să îmbrac într-o ținută de într-o geacă de piele pe unul care este rupe pe manele, că nu merge, nu o să va simți. Va trebui să intru în lumea lui și să, da, să înțeleg lumea lui și da, pot să mă înțeleg și cu un rocker, pot să mă înțeleg și cu un manelist și nu, fără niciun impediment, fără să simt o greutate de comunicare cu vreunul dintre ei. Nu, sunt oameni cu care eu am foarte mulți prieteni și de acolo și de acolo și nu judec pe niciunul. Mie îmi plac toți, adică sunt, mm-hmm, foarte party people și aia, și aia, adică foarte, foarte frumos. Cum a fost să câștigi medalia de aur la Salonul Internațional de Artă Fotografică din Sibiu? Nu eram obișnuit cu concursuri de niciun fel, nu participam. Am participat la recomandarea unui prieten și am zis, da, hai să, nici nu știam ce să trimit, ce fotografii să trimit. Am ales niște fotografii, cred că 4 alb-negru și 4 color, pe care le-am trimis și două dintre ele s-au calificat mai departe. Acele fotografii nu le-am selectat pe anumite criterii de cât de artistice sunt sau așa. A fost, asta îmi place, asta îmi place. Uh-huh. Cam asta s-a întâmplat. Le-am trimis, nu aș fi acceptat să le trimit, dar juriul a fost format din fotografii nemți, francezi, chiar mi-a zis cineva din juriu că un fotograf francez s-a uitat vreo jumătate de oră la fotografia mea, s-a uitat, a analizat-o din toate unghiurile și mi s-a părut interesant. Hai mă să vedem cam cum ar fi un concurs de fotografie, că n-am nimic de pierdut, fotografii, da, oricum, da, le-am, uh-huh, trebuia doar să dau denumiri. Să oferi practic o mică descriere. Nu, nu, doar nume. Doar un titlu. Da, să aibă titlu. Uh-huh. Fotografiile să aibă titlu. Și am pus titluri. Ce mi-a trecut prin cap, nu asta să mă gândesc prea tare, ce m-a inspirat pe momentul ăsta am pus. Și am fost sunat, cred că la o lună după, și mi s-a spus, uite, ai câștigat, sunt două fotografii care ar fi trebuit, care au trecut mai departe și cu una dintre ele ai câștigat medalia internațională de aur pentru GPU, pentru o categorie. Și pe alb negru, care eu fac puțin de poze alb negru. A fost o experiență nouă, o plăcută, normal, da, de fotografie la primul concurs la care particip, concurs internațional. Și cred că o să mai particip și cu altă ocazie. Că... Da, să vedem să mai câștigi acum. Da, acum, nu știu... Eu pot să trimit. N-am mai trimis de atunci, că nici nu am urmărit calendarele de concursuri, că să faci asta trebuie să stai să urmărești prin ce țări se desfășoară concursurile, ce tip de fotografii, ce fiecare concurs are regulile lui, ai reguli, sunt concursuri la care eu nu pot participa, că ar trebui să am foarte multe landscape-uri și fotografii de wildlife, așa, și eu nu fac. Da, tu ești mai pe zona de portrete, practic. Eu merg pe portrete. A fost tare experiența și nu m-am așteptat. Adică nu, când am trimis fotografiile acolo, eu nu mă așteptam că o să vin cu o medalie de aur de acolo. Că a fost concurență mare, au fost din nu știu câte țări, foarte mulți din Europa și nu numai. A fost tare. Oricum, felicitări, adică chiar... Mulțumesc. Da, o să mai particip. Uh-huh. Și, de exemplu, ce poți face acum că faci parte din Fotoclubul Orizont?
Este o metodă mai old school de fotografie pe care am vrut să experimentez. Este un fotoclub de tradiție care are 50 de ani de când a fost înființat din Sibiu. După ce am câștigat medalia de aur, am fost cooptat să vin și să mă alătur acestui fotoclub. Am acceptat, de ce nu, că nu eram niciun alt fotoclub. Erau noi orizonturi pentru mine. Era o experiență pentru școala veche de fotografie, pentru că erau foarte multe fotocluburi în România. Nu toate au reușit să se mențină cum a reușit Orizont. Am ieșit cu membrii fotoclubului, i-am cunoscut, socializare, desigur, ca întotdeauna în direcția asta. O să participăm la diverse concursuri și la diverse expoziții de grup prin intermediul acestui fotoclub. Oamenii sunt foarte ca lumea la fotoclub. Chiar m-am simțit la un moment dat depășit de discuția despre istoria despre subiecte de istorie fotografică. Eu, dacă sunt mai pe varianta modern comercial, eu care urmăresc nu fotografii... Nu prea cunoaștem chestiile astea așa bine. Sunt fotografii pe care le urmăresc actuali din diverse țări și erau discuții la care mă simțeam pe mine afară. Băi, stai că ce fotograf din Târgu Mureș din 1918 și o fi, m-am dus acasă, am mai căutat să văd, băi, hai că să nu ajung după aia, mă întâlnesc cu oamenii ăștia și nu știu ce vorbesc acolo. Deci lucruri de unde poți învăța din astfel de ieșiri, poți să-ți acoperi niște goluri pe care nimeni nu ți le spune. Nu le înveți nici la școala de fotografie pe care o faci, nu înveți clasicii fotografiei din țară, la școală normală nici atât, că n-ai de ce. Și umpli anumite goluri prin metoda asta old school de fotografie, care cred că e bine pentru activitatea unui fotograf. Plus socializarea, nu mai zic, că să ai prieteni peste tot în domeniul ăsta nu poate fi decât bine. Da, exact. Oricum, unele informații, se transmit mai departe doar așa în comunități, când faci parte dintr-o comunitate. Da, este... Înveți de la cei din jurul tău. Înveți lucruri, înveți despre... Sunt fotografi care fac doar pe film. Sunt fotografi care fac doar peisaj. Sunt fotografi care fac un alt stil de fotografie cu modele, din care tu poți să înveți ceva. Fiecare stil poate să te inspire într-un fel. Da. Nu să te duci neapărat spre direcția aia, dar să... Măcar să vezi că așa se poate. Da. Și după aia o să vezi tu mai departe dacă chiar e... Este ceva de adaptat la genul tău de fotografie pe care îl abordezi, să înțelegi ce fac oamenii acolo și să zici, ia, să vedem cum aș putea să fac și fotografia asta, un nivel mai înalt al fotografiei artistice. Pentru că eu fac foarte multă fotografie comercială. Fotografie artistică și compoziții din astea, inclusiv de editare, din astea mai abstracte, eu nu prea fac, adică... Nici nu prea ți se cere, adică... Nu se cere, asta este doar ca și artă, ca fotografie artistică și eventual pentru concursuri. Știu să fac în Photoshop, știu să manipulez fotografii, dar nu m-am lovit de domeniu, nu este neapărat stilul meu. Doar nu strică să încerci să faci, să vezi ce... Te experimentezi, asta e. Da, cum este Oscar Iustin de la Timișoara, care a făcut niște fotografii superbe, chiar mi-aduc aminte, un alt prieten din Timișoara, fotograf, i-a făcut o fotografie cu niște cafea în dreptul capului undeva. O parte din cap era făcut din cafea și cu un bol de cafea și cu o ceașcă de cafea în mână. A fost o fotografie care a inspirat foarte mult. Nu este pe stilul meu, dar am apreciat-o, mi-a plăcut și pot să învăț din asta și pot să duc unele fotografii ale mele într-o direcție mai artistică. Cum vezi hate-ul din mediul online? Cred că nu e valabil doar în fotografie. În toate domeniile este un hate susținut în general de lipsa de educație da. Și de
frustrările multora, că... Nu știu, am observat că și noi așa ca nație suntem la modul a, dacă n-avem noi, nu trebuie să aibă nici vecin. Da, să știi că sunt pe mai multe site-uri străine unde mai postez fotografiile și comportamentul este atât de diferit de parcă ar fi alte fotografii postate. Dar mai este, uite, să-ți mai zic o remarcă legat de hate online. Hate-ul crește cu cât fotografii care se... Domeniul fotografie mă refer. Cu cât așa? Fotografii care se... care comentează locuiesc mai aproape de cei pe care îi comentează. Adică, este, practic, sunt din același mediu, da, vrei să zic. Da. Este o concurență nonsens, nu are nicio legătură, nu ar trebui să existe, dar îi văd o concurență în tot ce este în jur. Poate că tu, dacă mergi la Craiova... E o concurență toxică, practic, da, asta e. Da, tu, dacă mergi la Craiova, tu vei fi primit mult mai bine decât mine, dacă merg la Craiova. Pentru că în tine nu simt o concurență... Nu se simt în pericol, simt practic, în pericol, să le iau... Dacă le iei jobul. În schimb, la mine poate s-ar simți în pericol că le iau jobul. Nu știu, asta, poate filozofia asta este greșită, dar asta... Nu, eu zic că ai dreptate, că tu cu cât ajungi mai sus... Ceilalți care nu sunt la același nivel încep să devină din ce în ce mai agresivi. Da, 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 da. Și n-are sens. Când de fapt e loc pentru toată lumea, adică nu... Clar, dar ar trebui să fie axați pe alte lucruri. De să cum... devină ei mai buni decât să... Nu neapărat să devină mai buni, să-și găsească un stil care să-i recomande. Că stilul de fotografie, felul lor de a fi, rezultatele, felul lor, comunicarea cu clienții, felul în care tratează clienții, dacă își respectă clienții, dacă își respectă timpii de predare, dacă își respectă, dacă își prelucrează toate fotografiile. Adică sunt lucruri care ăstea contează cu adevărat despre cum primesc oamenii produsele, despre cum se simt clienții în preajma acelor fotografii. Nu că vine un fotograf să mă aleagă pe mine dacă îi place portofoliul lui sau dacă îi place felul lui de a fi sau dacă știe că este un om serios, pentru că și asta e o mare problemă cu seriozitatea. Da. O aud tot timpul din partea unor clienți care unii vin îngroziți și nu înțeleg, mă, ce s-a întâmplat. Am avut experiență anterioară, s-a întâmplat să nu primesc, să nu-mi dea, și eu nu știu cum să reacționez la lucrurile, da, astea. Asta am pățit și eu, să fiu chemat să refac ce s-a făcut rău data trecută? Da, nu, n-am refăcut. S-a întâmplat odată, da, să recomand pe cineva, de atunci n-am mai recomandat pe nimeni. Și da, atunci mi-aduc aminte că eu am făcut albumele de la evenimentul respectiv, pentru că nu le mai răspundea persoana respectivă la telefon și așa, și am zis, nu mai recomand niciodată pe nimeni. Mă sună, chiar dacă unii clienți cred că eu nu vreau pentru că sunt arogant sau știu eu cum, eu nu vreau să mai recomand alți fotografi pentru că nu pot garanta pentru, da, seriozitatea lor. Și nu, când tu ai un nivel de calitate și de care te ții și îl garantezi, tu nu... Da, nu e numai vorba numai de calitate, pentru că îi văd produsele și i-ar trebui să știe clienții dinainte. În funcție de portofoliu fotografului respectiv, ar trebui să știe, da, mă regăsesc, vreau să arate fotografiile mele așa sau nu vreau să fie așa. Și dacă asta e deja o decizie luată în cunoștință de cauză, ar trebui să fie, unii nu văd portofoliile și îi iau și atunci altceva. Dar legat de calitatea asta umană, de seriozitatea cu care fiecare defilează, de cum înțelege fiecare jobul ăsta și... Vezi că e un... Cred că e tratat cu superficialitate și de clienți, din păcate. Da. Mai ales partea asta de evenimente. Da. Este greu să... Este o chestie... E un cerc vicios aici. Pentru că noi nu avem un șef în birou să ne spună, hai, lucrează 8 ore, lucrează 10 ore astăzi, lucrează 10 ore. Fiecare își gestionează cum are el chef. Și, da. Și unii sunt se lasă duși de val, își lasă lucrurile, fotografiile să aștepte foarte mult, se aglomerează cu produsele pe care trebuie să le dea
nu-și gestionează timpul și preferă să stea, nu știu, să se relaxeze după ce au avut un weekend, să se relaxeze 3 zile, și timpul ăla noi nu-l avem de obicei în sezon. Nu ar trebui să ai timp 3 zile să-ți aranjezi, să aștepți să ajungi înapoi la forma de relaxare perfectă să te apuci, pentru că nu ai timp. Vara nu poți să stai, ai avut nuntă sâmbătă, nuntă duminică și să te refaci până joi și vineri să-ți pregătești aparatura pentru sâmbăta viitoare, că rămâi cu ele. Și dacă rămâi câteva săptămâni, deja ți se pare un calvar, când știi că ai de editat 30.000 de fotografii. Da. Totul este mult mai greu și poate ajungi să le faci și așa. Nu, mai bine ai un efort susținut decât un efort masiv care chiar... Da, dar vezi că unii nu reușesc să facă față volumului și zic, lasă că fac, îl fac eu. Și așteaptă 2, 3 zile, 5 zile pe care le pierd săptămâna asta 2 zile, pierd săptămâna viitoare 2 zile și după o lună au pierdut 8 zile sau 10 zile de editare și alea 8-10 zile înseamnă multe mii de fotografii pe care nu le dau și toată asta duce la un singur rezultat. Băi, ăla e neserios. Că uite, mi-a făcut pozele în mai și în septembrie și eu nu le-am mai primit. Cum ai reușit să elimini hate-ul de pe grupul tău fotografi și modele din România? Foarte greu a fost, pentru că sunt grupuri care încurajează hate-ul, pentru că hate-ul aduce un reach, aduce o vizualizare mai mare a grupurilor și unii preferă să aibă scandal mult ca să fie activitate multă pe grup și să aibă vizibilitate mai mare grup. Da, din păcate scandalul vinde. Da, scandalul vinde. Eu nu mă mai uit la televizor de vreo 10 ani, doar la meciuri. Eu nici nu am cablu acasă. Ok, da, te înțeleg, nu e problemă. Da, de vreo, nu știu dacă sunt 10 ani, dar oricum mă duc spre 10 ani de când nu mă mai uit la televizor, în afară de Liga 1, la care mă mai uit ca să nu plătesc cablul ăla chiar degeaba. Și toată treaba asta este că în grupul, în fotografi și modele din România, la început, activitatea era ca pe celelalte, ca multe alte grupuri de fotografie, toți să facă bullying cu începătorii. Și am dat afară din grup fotografi buni, foarte buni, dar care aveau un caracter care nu era constructiv pentru ceilalți și am avut surpriza să văd că fotografii care erau începători, cred că în 2018 am făcut eu grupul, l-am înființat, fotografi care atunci aveau stângăcii, dar ei postau și se vedea că muncesc la fotografiile alea, erau la început, fiecare dintre noi este la un moment dat la început. Nu trebuie să-i tai aripile cuiva care e la început. Că omul chiar se poate lăsa, adică dacă îi se spun niște vorbe rele. Sunt, da. Și unii tot din același motiv că îi consideră viitoare competiții. Și am avut surpriza că fotograf pe care i-am păstrat în grup, în detrimentul altora care erau mult mai buni, dar care descurajau orice încercare a unui începător, acei fotografi care atunci erau începători, acum să facă niște fotografii foarte bune, au crescut, au rezultate și în domeniul de fashion, în direcția în care are grupul, că grupul este da, exact, de portrete. Și am fost foarte mulțumit de decizia pe care am luat-o și pe care am menținut-o. Regulile pe care le-am făcut la grup sunt stricte, le-am păstrat, nu a contat cine a încercat să le încalce, nu a contat numele fotografului, un fotograf foarte bun, foarte apreciați, care nu s-au putut adapta și care fie au plecat, fie au rămas și nu au avut câștig de cauză în încercarea lor de a schimba regulile din grup. Nu, regulile sunt așa. Nu, până la urmă e ok că e așa strică, așa peste și oarecare ordine și nici... Da, ordinea a rămas pe grup ca în prima zi. Regulile care au fost puse în prima zi sunt și acum, s-au respectat și cred că este un grup foarte apreciat între fotografi, pentru că acolo este un fel de galerie de artă. Nu acceptăm hate-ul, nu acceptăm sfaturi,
Pentru că și asta, foarte mulți fotografi foloseau hate-ul ascuns în spatele unor sfaturi. Dar sfaturile veneau de cele mai multe ori din partea celor care nu aveau portofoliu, din partea celor care nu aveau... Da, care nu făceau nimic. Da. Da, și știu. Și de ce făceau ei asta? Păi era singurul mod în care ei puteau să se exprime. Și ei se exprimau prin cuvinte, nu prin fotografii. Și acolo noi eram fotografi. Da. Era un grup destinat fotografiei și ei aveau mult de vorbit, puțin de arătat. Și da, este tot de la educație. Pleacă, sunt fotografi. Bine, ei nu cred că mai sunt sau nu poți să-i numești fotografi. E mai mult oratori, mai mult, nu știu, scriitori, dar nu fotografi. Că un fotograf are portofoliu, un fotograf are un portofoliu solid. Da, eu au ajuns în grup pentru că aveau aparat și aveau încercări de fotografie. Dar de aici până la sfaturi altora, e cale lungă. Sfaturile... Eu nu prea am văzut, de exemplu, să fii foarte, foarte bun și să stai să dai așa multe sfaturi, atacuri sau... Nu te preocupi cu așa ceva. Da, nu. În general, dar n-ai mai ajunge foarte bun. Da, că exact. Tu ai pierde tot timpul pe lucruri useless, pe lucruri inutile. Păi stai să te asiguri că nu vei mai avea concurență. Nu, aia nu e o direcție bună. Greșit. Da? Dar uite, cea mai tare chestie pe care o tot văd și care nu dispare e chestia aia cu anumiți oameni care văd, mă, că tu ai un echipament, da? Să zicem, mă, de o oarecare sumă, spre mare. Și după aia încep să comenteze că, mamă, dacă aveam eu echipamentul ăla, să vezi ce făceam, că să vezi ce poze nașpa faci tu și așa. Și asta se naște tot dintr-o frustrare, practic. Dintr-un complex de inferioritate. Sunt mulți de dacă. Da, sunt... Adică, ok, dacă tu nu ai ceva, mai bine muncești să ai acel ceva decât să comentezi și să faci rău celui care are. Adică asta nu te ajută cu absolut nimic. Sunt frustrări care au ca scop fix, care au ca background fix faptul că ei nu au acele aparate. Și atât. Da. Care este cea mai mare satisfacție pe care o ai în fotografie? Multe satisfacții în fotografie. Una dintre ele, de exemplu, ar fi feedback-ul pe care îl primesc de la clienți. Practic, atunci, bucuria lor te bucură și pe tine. Da, bucuria lor chiar mă bucură, pentru că ei mi-alocă foarte multă încredere atunci când mă aleg să fac anumite proiecte pentru ei sau nunți care sunt odată în viață și așa. Și să vezi că oamenii, după tot ce ai făcut-o, după toată experiența pe care ai pus-o pentru ei și toată munca pe care ai depus-o pentru acel eveniment, în urma tuturor acestor lucruri, ei sunt bucuroși și îți scriu, m-am primit și pagini întregi de scris în care descriau cât de mulțumiți au fost de nu numai de fotografiile propriu-zise, dar și de prezența de acolo, de la eveniment. Pentru că anim foarte mult. Dacă simt că este nunta într-o direcție sau evenimentul, nu știu, sau ședința într-o direcție greșită, eu nu o las așa. Eu o duc, o iau de acolo și o duc unde trebuie. O duc pe... Asta e foarte bine că interviști și nu lași lucrurile să meargă spre rău, știi, ca să zic. Sunt fotografi, sunt clienți care cer asta. Sunt clienți care vor să nu te vadă. Dar atunci când mă iau pe mine, puțin sunt clienții care vor să nu mă vadă. Cei mai mulți vor să mă implic. Vor să meargă pe mâna ta, practic. Da. Mi-aloc toată încrederea și toate pârghiile să duc nunta sau să duc ședința foto sau să duc proiectul pe care îl am în direcția potrivită, în direcția care trebuie să fie. Pentru că fotografia este subiectivă. Fotografia nu înseamnă doar poza în sine, înseamnă și emoția, înseamnă și povestea pe care ei o știu din spatele fotografiei. Atunci când îi spun, când îi dau indicație și îi spun un lucru unui model sau unei mirese sau în funcție de proiect, atunci când se va uita la fotografie, își va aduce aminte și lucruri pe care i-l-am spus și le va asocia oarecum și își va aminti, va fi o legătură între fotografia respectivă și ceea ce s-a întâmplat acolo în teren. Ceea ce poate doar subiectul știe. Nu mai știe nimeni sau nimeni nu poate să asocieze cu asta, dar
chiar am o fotografie, mi-aduc aminte, cu o mireasă din Craiova, în care i-am spus o tâmpenie, dar scopul meu era să o fac să râdă. Să o fac să râdă. Și mireasa era cu un genunchi pe mobila din un dressing sau nu știu, în living, și a avut un râs atât de natural și am tras 7-8 cadre în momentul ăla și sunt convins că mireasa respectivă atunci când se uită la fotografii și aduce aminte că, bă, din toată agitația aia, că nu dormise cu o seară înainte, au fost o săptămână da, haos foarte mare grea, de tot la mare nuntă. Haos la nuntă și nu numai în ziua nunții, cât toată săptămâna. Toate pregătirile astea sunt o bătaie de cap. Să nu întârzi la machiaj, să nu întârzi acolo, să nu... Și am scos-o din stare cu o tâmpenie, am spus prostie, o tâmpenie, da, o bazaconie, dar rezultatul a fost că ea are o fotografie, are o serie de fotografii în care râde atât de natural, încât cred că îi venea să o pună și pe copertă dacă era și ginerile în cadru, dar nu era. În fotografia aia nu era în cadru. Și da, era din ședința boudoir, nu ar putut să o pună pe coperta albumului. Dar sunt multe mirese care îți cer, nu știu, poze din astea mai sexy, boudoir, așa? Da, dar este... Se regăsește în stilul meu de fotografie, fotografia asta boudoir, și cele mai multe, cu cele mai multe mirese fac ședințele boudoir și ies fotografii care de multe ori ajung chiar la profilul persoanelor respective, pentru că sunt în momentele alea în care facem fotografia boudoir, mireasa se relaxează oarecum, se degajează. Nu este la fel ca o ședință de grup în fața stării civile sau ca o ședință cu părinții acolo în fața bisericii și, sau știu eu, în parc. Nu, este o ședință în care ea trebuie să fie relaxată ca să iasă și fotografiile bine. Și în urma acelor fotografii, în urma acelei ședințe, mireasa este mult mai degajată pe parcursul nunții și ședința asta trebuie să se simtă feminină, să se simtă frumoasă, să se simtă prioritară în ziua nunții ei. Dacă nici atunci nu se simte cea mai importantă persoană din nunta aia, atunci când? Da. Și da, eu fac fotografii cu modele tot timpul și este ceea ce fac oricum. La mine este natural să fac ședințele în boudoir cu mirese și de-aia eu zic că îmi și ies. Fotografii din seria asta chiar reușesc să obțin atitudinea pe care o vreau de la ele, să obțin unghiurile, cadrele pe care... Da, nu postez toate fotografiile boudoir cu miresele, dar sunt fotografii drăguțe. Înțeleg. Contează echipamentul foto? Echipamentul, de la un anumit punct, contează echipamentul foto. Dar depinde pe mâna cui este. Echipamentul este o unaltă, te ajută să-ți faci job-ul mai ușor. Adică, concret, dacă ai un echipament mai bun, ai mai puțin de editat. Teoretic. Teoretic. Dar am întâlnit foarte mulți fotografi, foarte mulți prieteni din acum cu mirrorless-urile, care cu R6, cu aparatul pe care îl folosesc eu, nu reușesc să scoată. Sunt culorile nenaturale, sunt culorile foarte digitale. Și nu reușesc, adică la felul în care îl folosesc ei. Și nu reușesc să scoată culorile natural. Fix chestia asta am observat-o și eu. De exemplu, cineva cu R6 scoate poze mai mișto decât altcineva cu R6 Mark II. Ah, da, dar depinde cine. Da, exact. Acel cineva, dacă îi inversezi... O să fie și mai bune. Da. Și mai bune, da. Fotografia este subiectivă. Fotografia depinde și de aparatură, dar într-o anumită măsură. Depinde mai mult decât de aparatură, depinde de cunoștințele celui care face fotografia, de cum înțelege lumina, de cum face compoziția, de lentila pe care o folosește. Adică dacă ai un aparat bun cu o lentilă proastă, nu poți obține rezultate foarte bune. Poate că ar fi de preferat invers. Să ai un aparat mai slab cu o lentilă mai bună. Da. Pentru că atunci lentila îți dă și culoare,
îți dă și claritatea imaginii, până la urmă, dacă are stabilizare sau nu, asta e pe de-o parte, dar să fie luminoasă. Că o lentilă, dacă este cu diafragmă variabilă pe zoom, dacă pleacă de la 3.5 și ajunge la 7.1 sau de la 4 și ajunge la 7.1, cum sunt acum unele lentile de mirrorless, nu văd, eu nu aș putea să fac fotografie cu asta, aș simți că mă ține în loc, că nu pot să-mi... Da, aș scoate, da, că aș înțelege distanța dintre subiect și, și background și dintre mine și subiect și aș scoate niște fotografii. Nu, dar deja când tu știi ce-ți dorești și știi și ce pretenții ai de la echipament, nu mai poți să folosești anumite nu lucruri. Nu m-aș regăsi, alții preferă. Alții preferă genul ăsta de fotografie să aibă diafragmă, să meargă pe diafragmă închise și să aibă totul clar, dar e vorba de stil. Nu este stilul meu. Eu prefer să merg pe diafragmă deschisă, pe alte, pe alte rezultate. Cel puțin așa văd eu, așa m-am școlit singur cu fotografia, așa am văzut la fotografii pe care urmăresc și care m-au influențat în stilul pe care l-am abordat într-un final. Și da, eu nu mă regăsesc să fac, de exemplu, o fotografie cu midi care au 2 mm pe toată imaginea și restul un decor foarte frumos. Nu, nu este stilul meu. Nu înseamnă că e greșit. Dar eu nu mă regăsesc acolo, nu. Dacă nu pot să identific persoana, nu, mi se pare că e ceva puțin care mă depășește, care depășește limitele pe care mi le-am impus eu. La fotografiile de portret, la fotografiile de fashion, noi ne înțelegem foarte bine. Eu mă înțeleg cu modelele foarte bine și avem o relație, spun și din problemele personale, stăm, vorbim după ședință, rezolvăm și altfel de probleme. Deci, sincer, în urma unei ședințe pe care o fac, cred că modelul are mai multe beneficii decât dacă s-ar duce la un psiholog. Da. Nu, dar asta e foarte important, că ai o conexiune cu persoana cealaltă. Mi-aduc aminte, am avut cu o prietenă o ședință în studio, a fost ședința respectivă, și când a intrat în studio, a fost foarte speriată, foarte, că nu, că eu nu știu cum să... Că mie nu-mi place de mine cum arăt, că mie nu-mi place... Băi, lasă-mi, nu există așa ceva. Și la sfârșit, era nanoreacer, n-avea nicio treabă, adică era super relaxată, super degajată, era, se simțea mult mai feminină, mult mai puternică, mult mai încrezătoare. I-am arătat și niște cadre pe aparat. Care, cum eu, cum am ieșit eu așa, tu ești așa, că nu i-am făcut nimic, vezi că e poza needitată, că acum am făcut-o. Și incredibil, nu, că nu vine să cred că eu pot să arăt așa. Și în urma ședinței alea, eu am simțit că am insuflat încredere în sine acelei persoane. Și da, este ceva care m-a marcat, adică, da, uite, vezi ce putere are fotografia. Chiar am văzut pe Insta, cred, un fotograf care merge pe stradă și face street. Nu prea fac street. A, și întreabă dacă poate să le facă o poză. Nu întreabă, face direct. A, ok. Și văd persoane triste, în general triste, care merg pe stradă, supărate, cum e aici în București. Lumea e de multe ori tristă pe... Da, corect, așa este. Așa, nu ca la Oradea. La Oradea e veselie mare. În fine. Și el face prima fotografie. Persoana este tristă. Când remarcă fotograful și o face deja pe a doua sau pe a treia, persoana respectivă și-a schimbat atitudinea și a ieșit din starea aia de tristețe și deja parcă e alt om, parcă a scos-o pentru un moment din acea stare de tristețe. Ei, asta se întâmplă tot timpul. Mie mi se întâmplă foarte frecvent ca persoane care nu au încredere, în general fete, modele, femei și de mai multe vârste, au, nu știu de ce, au o părere atât de greșită despre ele. După ce le fac o ședință foto și comunic, dezvolt, da, nu, ți-am zis, nu folosesc limbaj de lemn, nu sunt foarte cu dumneavoastră și cu toate astea, nu. Vorbesc foarte relaxat și ne înțelegem foarte colocvial până la urmă. După toate astea, își schimbă, cel puțin pentru moment,
atitudinea despre sine. Da, după aia întâlnesc alte, iar alte probleme, alte persoane. Da, care dar și pentru moment poate să fie un început pentru, da, 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 pentru o îmbunătățire a stării, da, persoanei respective. În timp stă și își reevaluează stările și ajunge la concluzia, băi, dar cum a reușit ăsta să mă facă să nu mai am repulsia asta față de mine însă. Și eu cred că e bine. Adică da, eu zic că asta e foarte important la ședințele de portret. Da, 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 da. Este esențial. Da. Esențial. Că dacă vrei să faci portrete cu o persoană nemulțumită de sine, care este convinsă că va ieși foarte foarte rău în fotografiile alea, nu poți edita starea de spirit. Nu poți să-ți pun zâmbet. Adică pot, dar așa, să îmi bag joc de tine. Da, e... Că sunt programele de pus zâmbete și sunt, așa. Sunt, așa, dar alea sunt... Da, sunt fake, adică tot se vede, adică nu... Da. Dacă nu reușesc să-ți schimbi starea de spirit, atunci e o problemă. Atunci e o problemă pentru că fotografiile... Noi muncim degeaba acolo. Fotografiile vor arăta o persoană tristă, o persoană nemulțumită, o persoană nemulțumită de ea și poate fi înțeleasă fotografia ca persoană nemulțumită de fotograf. Chiar am postat o fotografie cu un model nud care se uita la o fotografie pe aparatul meu și un fotograf italian mi-a comentat că se vede în atitudinea ei încrederea pe care o are față de fotograful ei. Deci omul a simțit din atitudine. El a analizat mai chiar mai de foarte departe, știi? Ăsta, eu da. Mă uitam la cum arată cadrul în sine. Și m-am uitat și într-adevăr se vedea că fata era radia de încredere, de bucurie, de încredere în sine. Ceea ce eu zic că e bine, e un lucru pozitiv, e un lucru pe care prin fotografie reușești să-l faci, reușești să schimbi o stare de spirit, reușești să schimbi niște complexe, niște păreri, de cele mai multe ori eronate. Pentru că am întâlnit persoane foarte frumoase, dar cu care nu am reușit să scot, pentru că aveau o încredere în sine, o lipsă de încredere în sine foarte mare și am reușit cu persoane care nu promiteau la începutul ședinței că o să scot ceva, să scot niște fotografii wow, cu persoane care mi-aduc aminte, prin 2014 am făcut într-un studio în Caracal și la un moment dat văd o fată care aranja alte fete să pozeze niște rochii. Și la un moment dat, fata care le aranja s-a îmbrăcat într-o rochie. Și am zis, what? Ea pozează? Mi-a părea că e și apă acolo. Nu era machiată, nu era aranjată, n-avea nicio treabă. A trecut pe scaun, a machiat-o, a coafat-o și când a venit la poze, parcă era Alexandra Stan. Am zis, what? Nu se poate. Și cât de bine poza și că sunt persoane fotogenice care da. Arată, nu par că au aptitudini de modele, dar când ai ridicat aparatul și l-ai îndreptat spre ele, se schimbă radical și sunt wow. Chiar sunt, ai rezultate cu ele. Dar acum, din ce ai spus tu, practic, tu poți să ajungi și o persoană care nu este așa încrezătoare în ea și nu e așa fotogenică, practic să aibă rezultate mai bune. Da. Pot să, prin comunicare, evident. Pot să ajut prin comunicare, într-o comunicare, cum să zic, destul de, nu știu, de degajată, de dezinvoltă. Mulți mi-au zis că, da, dacă ar fi să te caracterizezi printr-un cuvânt, ar fi dezinvoltă. Clar, că de obicei, cum și la ședințele foto, se simte o presiune pentru model. La început. La început, da. La început se simte presiune. Nu, dar zic că poate să fie doar în capul lor. La asta mă refer. Da, da, da. Dar eu nu cred, rar se întâmplă la ședințele foto, cel puțin cele de nud, să
să aibă, să simtă presiunea aia și la sfârșitul ședinței un model. Nu, nu există. Păi ar însemna că nu am comunicat corect, că nu am comunicat suficient, că nu am comunicat pe același canal pe care este receptorul. Trebuie comunicarea să fie, emițătorul să fie pe aceeași lungime de undă cu receptorul, da. Așa e, că altfel sună la alt telefon. Da. Și nu, nu o să răspundă nimeni sau cine știe. Păi, oameni buni, cam acesta a fost și cu podcastul de astăzi. A fost chiar un podcast super educativ. Mulțumesc încă o dată, Andrei, că ai venit la noi la podcast și mulțumesc, îți doresc mult succes mai departe. Mulțumesc și ție. Mulțumesc.